Ce sfaturi aveți pentru viitorul ministru al sănătății? Ce ar trebui să facă în primul rând? Având în La vedere că minister. suntem la un an și 3 luni acuși de pandemie, nu e chiar de la zero. Să învețe din experiențele celor dinaintea lui, să reconsidere atitudinea față de corpul medical, să meargă în prima linie, să adapteze la ultimele cunoștințe tratamentul care se face în aceste zile pentru boala COVID-19 și în același timp să pregătească un viitor pentru sistemul sanitar din România. Deci să aibă un plan. Să aibă un plan. Pe ce termen? Sunt termene scurte, medii și lungi. Aș prefera să vedem un pic un plan. Un termen scurt, cu ieșirea din pandemie, un termen mediu, în care avem o infrastructură spitalicească care trebuie modernizată și o politică de personal și apoi să ne gândim cum va arăta sistemul medical românesc peste 20-30 de ani. Este nevoie la Ministerul Sănătății, în fruntea Ministerului Sănătății, de un medic, da, care să cunoască exact care este situația din spitale, pentru că am văzut, Vlad Voiculescu nu este medic. Și poate aici a fost și una dintre probleme. Da, într-o situație de criză pui un profesionist. Sau dacă pui un om politic, adui mulți profesioniști care să-l sfătuiască și care să se ocupe de anumite paliere. Echipa care a trecut, n-am văzut așa. Cred că a fost o experiență pentru fiecare dintre noi care suntem în sistemul medical și lucrăm în sistemul medical, cât și pentru cei care au coordonat aceste aproape 4 luni sistemul medical. Sistemul medical nu este un sistem ușor. Se lucrează cu oamenii, se lucrează cu suferința, se lucrează cu nevoile și lucrăm pe niște spitale, majoritatea din 70-80, multe și din 50. Și dacă anul trecut am avut o modernizare forțată a acestor spitale, haideți să ne gândim că suntem la 146% investiții în dotările în aceste spitale, am putut vedea că ele totuși au o limită în a primi și această dotare. Și să nu uităm în ultimul rând personalul medical, care a făcut un an fantastic în efort, în dedicație și în rezultate. Haideți să ne uităm la noi și să ne uităm și în multe din statele europene dezvoltate, cum le spuneam noi, medical, și la care să ne amintim că dinainte de 2019 mulți mergeau pentru a se trata afară.